spun itinerariul pe care îl consider eu ca fiind perfect pe insula Tasos este în felul următor. Undeva la minim 6 nopți de cazare cu mașina și în câteva zile vizitați cele mai interesante plaje de pe insulă, cum ar fi Marble Beach sau Porto Vaki sau amândouă într-o zi, Paradise Beach, care din punctul meu de vedere este una dintre cele mai frumoase plaje din Tasos, deoarece are o priveliște minunată asupra unei insule mai mici în depărtare. Golden Beach, nu știu dacă merită neapărat văzut, dar sunt multe activități de făcut și acolo. Nisipul într-adevăr este Golden, așa cum îi spune și denumirea. Neapărat de vizitat orașele de la munte, sunt două orășele, Teologos și încă unul, îmi scapă cum se numește, dar o să pun acum imagini de acolo. Aveți mănăstirea Mihail și Gabriel, care și aia puteți să faceți undeva într-o oră, dacă sunteți destul de aproape de ea. Ca și taverne, vă recomand să vă duceți la tavernele nu cele mai ieftine, nici cele mai scumpe, ci alea unde vedeți mulți oameni acolo, deoarece unde sunt mulți oameni de obicei se mănâncă și bine, pentru că oamenii revin acolo unde le place mâncarea. Și pentru a face excursia să fie întreagă, recomand un aquapark, dacă aveți și copii, și evident o seară grecească într-una dintre taverne. Dacă credeți că există și altceva în afară de ce v-am spus până acum, vă rog să-mi spuneți în comentarii pentru a ajuta comunitatea să meargă în locurile cele mai frumoase și să facă cele mai frumoase activități. Iar ca ultim aspect, recomand ultima zi, plaja de la Calarachioni, umbră toată ziua, umbră și în apă chiar, de la copaci, deci natural, nu costă șezlongul, nu costă nimic. Există și o piscină unde dacă faci o consumație minimă de un suc, o bere, orice, aveți acces la șezlonguri și la piscină, iar acolo vă puteți relaxa cu o zi înainte de plecare pentru a fi odiniți la drum. Voi ce spuneți? Aștept comentariile voastre în secțiunea de mai jos. Concediu plăcut! Am ajuns și la Paradise Beach, în Tasos. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase plaje din Tasos, datorită nisipului și a priveliștii foarte frumoase, deoarece aici în depărtare avem o insuliță care face priveliștea minunată. În momentul de față este foarte cald. Foarte, foarte cald, probabil că sunt vreo 27 de grade, dar soarele te face să simți căldura mult mai puternic. Din cauza asta puteți să stați ori la umbreluțe aici,
ori la umbreluțele de la restaurant. Două șezlonguri costă 25 de euro, nu este nimic în plus în cei 25 de euro pe lângă șezlonguri. O cafea este 4,50 euro. Un suc, un Schweppes, Fanta, Cola este 3 euro, un hamburger 4 euro, o cafea 4,50 euro. Și, nu știu, și o bere costă 5 euro. Deci prețurile sunt rezonabile, sunt asemănătoare cu cele de anul trecut, poate cu 20% mai scumpe, cam așa. Cum am spus și mai devreme, nisipul este minunat, plaja nu este deloc aglomerată, iar priveliștea este de senzație. Vă recomand să vă luați apă cu voi și să vă dați neapărat cu cremă de protecție. Drumul a fost destul de mai bun ca anul trecut, dar destul de abrupt și cu pământ. Locurile de parcare sunt limitate. Ce pot să zic? Concediu plăcut, este minunat aici și aștept să-mi spuneți părerea voastră despre insula Paradise Beach. Iar apa, cum vedeți, este super, super, super clară. Acolo este locul unde vă spuneam că puteți să stați la umbră. Iar drumul vine de sus, pe acolo. Noi am parcat în zona aceea. Aici este o parcare fără plată, dar v-am spus, este limitat. Acum uitați-vă la cât de frumoasă este apa și priveliștea. Cum am spus, destul de liber. Am ajuns și pe plaja Marble Beach din Thasos. Aceasta fiind cea mai populară, cea mai frumoasă și în momentul acesta probabil și cea mai aglomerată plajă de pe insulă. Vedeți, plaja este plină, apa din păcate
este neprioritoasă cu copiii, deoarece după 5-6 metri deja ajunge un adult la nivelul gâtului cu nivelul apei, dar cu protecție cred că se poate intra și în apă. Prețurile șezlongurilor sunt puțin mai mari decât anul trecut, 15 euro un șezlong în care primești și o cafea sau un suc acidulat. O bere este 5 euro, o cafea este 4 euro, după cum vedeți pe jos este doar marmură, pietricele foarte fine de marmură, apa este de un turcoaz incredibil de frumos. Ce pot să zic? Foarte, foarte aglomerat. Accesul către plaja Marble se poate face din Limenas sau dinspre Panagia. Despre Panagia este puțin mai lung drumul și mai anevoios, deoarece se trece pe lângă o carieră de piatră. Din Limenas este mai abrupt, dar mai scurt. Din punctul meu de vedere, dacă aveți o mașină cu garda joasă, nu este recomandat. Există parcare amenajată și o parcare neamenajată. Amândouă sunt arhipline la această oră. Se mai poate parca undeva pe versantul muntelui, pe stradă, dar cu riscul de a bloca a doua bandă pe sens. Din punctul meu de vedere, este o locație ideală în momentul când este mai liber și ideală mai mult pentru adolescenți, pentru oameni mai tineri, pentru familii cu copii, deoarece intrarea în apă este destul de abruptă, nu este recomandat pentru copii, dar este o plajă la care trebuie să ajungeți.
Acesta este golfulețul de lângă Marble Beach. Mulți oameni îl preferă pe acesta în detrimentul plajei de la Marble Beach, dar după cum se vede, nu este acoperită în totalitate de pietricele din acele micuțe, este combinată cu nisip. Este foarte apropiată de cariera de piatră, dar mult mai frumoasă decât Golden Beach. Și aveți în apă, undeva pe aici și mai în spate aici, niște structuri metalice care plutesc, de pe care puteți să săriți. Dar uitați-vă un pic la apă, este superbă, superbă. Iar undeva în spatele plajei de la Portovachi există o parcare, nu foarte mare, dar există. Ceva diferit. În momentul ăsta suntem la un aquapark în Tripiti Beach în Thasos. Welcome at Hive Tripiti Thasos in the water park. It's amazing. Din punctul meu de vedere are de toate. Are piscine, are loc pentru copii mai mici, are un loc destropit cu apă, o cascadă, are un bar unde găsești aproape orice. Prețurile nu sunt foarte mari, iar în spatele meu este un mare complex hotelier, tot așa, cu foarte multe piscine și individuale și colective.
unde se poate sta la pe șezlong, se poate lua masa. Există și o zonă de sport, chiar sac de box, rame, gantere și cred că și bandă de alergat, au cam de toate. În spatele nostru, fix în spate, sunt șezlongurile de pe plajă. Accesul aici la aquapark este undeva la 10-15 euro de persoană, în funcție de pachetul pe care îl selectezi. La modul o familie cu 3 copii, cu o familie formată din 3 persoane, are acces cu 30 de euro și în banii aceștia intră orice șezlong de pe plajă, mai puțin șezlongurile speciale de la hotel. Aveți acces la piscină, dar la șezlonguri trebuie să faceți o consumație minimă de absolut orice, nu contează. După cum vedeți, chiar este deosebit. Nu costă mult, este accesibil și este cam pentru orice. Pentru sporturi, pentru topogane cu apă, pentru copii mai mici. Piscinele sunt de mai multe dimensiuni, iar vederea este minunată. Loc de joacă, trambuline, teren de basket, ping pong, șah, chiar și un teren de mini golf. Iar în spate este un traseu de survival și în fiecare zi se organizează un concurs de copii de survival. Bun, Victoria! Thank you.
suntem în Tasos, iar în Tasos există două mari localități foarte frumoase, în nume Teologos și Panagia. Astăzi suntem în Panagia și o să vizităm aleile principale, o să vizităm niște restaurante, o să vizităm și Dragon's Cave, peștera dragonului. Un drum un pic mai greu accesibil, dar este ok, este acceptabil pentru orice nivel de vârstă și condiție fizică. Vă recomand inițial, după ce parcați, să o luați pe strânsul aceasta, să vă duceți până la biserica Sfânta Maria, după care să mâncați și să coborâți spre spre peștera dragonului. O să vedeți că aveți foarte multe magazine de unde puteți să cumpărați suveniruri, aveți foarte multe magazine de unde puteți să cumpărați și ulei, săpunuri sau orice alte produse grecești.
Drosia. Suntem la restaurant. Sper să fie mâncarea bună. Spre Peștera Dragonului, de aici din centru. Se merge ușor spre ieșire. Iar la restaurantul Elena, o să vedeți acolo sus, Cave Dragon Trica sau ceva de genul ăsta. O luați pe aici, pe strada asta, coborâți și veți ajunge la peștera. Merită. Cam întunecoasă, dar merită. Se coboară pe o stradă asfaltată, iar unde se vede acest semn, se merge pe alea asta aproximativ, nu știu, 7, 8, 9 minute și se ajunge la peșteră. Menționez că drumul este destul de accesibil, similar cu ce se vede aici, iar peștera este exact după cum urmează.
din Golden Beach Thassos. Într-adevăr, cum îi spune numele, nisipul chiar este foarte frumos. Dar din păcate, din punctul meu de vedere, seamănă fix cu o stațiune de la noi din România, cum ar fi Eforie Sud sau Eforie Nord, în niciun caz o plajă mai frumoasă. Din punctul meu de vedere, Golden Beach Thassos este, nu știu, chiar nu înțeleg de ce este recomandată, pentru că unul la mână nu ai un loc unde să stai la umbră, doi la mână nu este, este foarte puțin amenajată, adică foarte, foarte, foarte slab amenajată. În multe locuri de pe plajă, nisipul este fix așa, foarte, foarte murdar. Bun, am aflat cât costă și șezlongul aici în Golden Beach. Este 10 euro două șezlonguri cu tot cu umbreluță, dar trebuie să faceți consumație extra de încă 20, deci undeva la 30 de euro două șezlonguri. Este mai ieftin decât la Marble Beach, decât la Paradise Beach. Într-adevăr, există multe șezlonguri, dar nu știu, voi să-mi spuneți ce vă place la plaja asta, pentru că, din punctul meu de vedere, este o plajă la fel ca toate celelalte. Am fost ieri la o plajă mult mai puțin renumită, în scala Arachioni, dar frumos, la fel, nisip, la fel ca aici, ca în Golden Beach, dar umbră, restaurante și mult mai liber, mult, mult mai liber. Acest clip este dedicat persoanelor care caută o plajă mai liberă și cu multă umbră pe tot parcursul zilei. Mai exact, după cum se vede, sunt copaci foarte mari, iar umbra lor ține până în apă, inclusiv la ora 16, ora la care ne aflăm în acest moment al zilei. Se ajunge foarte ușor din strada principală, pe lângă Hotel Coral, din scala Rachionui sau Rachionui. O să vă las acum o poză exact cu locația. Aveți aici o grămadă de terase, zone cu șezlonguri, hoteluri unde se poate face plajă la șezlonguri sau au și piscină. Nu costă nimic suplimentar, doar consumația. Țineți cont, foarte, foarte multă umbră, destul de liber, așa că noi am căutat o zonă mai retrasă și cu umbră, deoarece în această perioadă a lunii este foarte, foarte cald.
Intrarea înapoi este destul de lină. După cum vedeți aici, în depărtare undeva la 50-70 de metri, încă sunt copii. Prin urmare și apa este foarte, foarte caldă. Aici este hotelul. Avem un ponton. Avem și o tavernă unde se mănâncă foarte, foarte, foarte bine. Complexul se numește Blue Lake și este foarte, foarte mișto, pentru că poți să ai acces la șezlonguri, la piscina din spate. Este foarte aproape de mare, adică imediat cum cobori pe scări ajungi la mare. Și poți să ai acces la toate astea doar dacă comanzi, de ce, și o bere. Ca și idee, o bere este 4 euro, un gyros cu cartofi prăjiți și cu tzatziki 8 euro, un fresh 6 euro, prețurile sunt foarte bune, iar locația este, este foarte bună, o recomand. Am ajuns și pe plaja Metalia din Tasos. Asta este o plajă care nouă ne-a plăcut foarte mult de-a lungul anilor. Am vizitat-o de fiecare dată când am venit în Tasos. Este amenajată cu șezlonguri, cu un beach bar. Undeva în spatele meu, undeva pe aici, este o peșteră. Se trece pe o altă plajă mult mai intimă, dar mai murdărică. Este foarte frumoasă. Avem o parte de plajă cu nisip, pietricele, nu nisip fin, și o altă plajă cu rocă. Peste tot cât cuprinde rocă. De altfel, nici în apă nu este cel mai drăguț, deoarece este aceeași rocă care este destul de alunecoasă, chit că purtați papucii aceia special de
de arici sau de pietricele să nu vă deranjeze. Locația este una frumoasă, cu două golfulețe. Din păcate, locurile umbroase sunt doar le șezlonguri sau doar sub câțiva copaci, dar deoarece soarele apune undeva în larg, vine destul de repede soarele și sub copaci. Nouă ni se pare frumoasă, dar are neajusturile ei. Este o plajă destul de liberă pe tot parcursul sezonului estival. Plaja Metalia este situată la 5 minute de Limenaria, deci este foarte accesibilă. Lângă plaja asta avem și Tripiti Beach și încă o plajă unde se pot face activități cu copii, unde pot să sară în apă, unde se pot cățăra pe chestii gonflabile deasupra apei. Din punctul meu de vedere, ăsta este un loc minunat pentru a face snorkeling, deoarece prin toate crevasele astea de la roci se ascund o grămadă de peștișori și mai mici și mai mari, de toate felurile. Vă doresc concediu plăcut și drum bun la întoarcerea acasă. Cum a fost, John? A fost bine. Ia zi, ideea este să nu stai să te gândești prea mult, a? Era și foarte obosit, m-am venit de sus. Am zis că dacă trebuie să mai cobor treptele astea... Mă ne-am cobor. A fost bine? A fost ok, bravo. Ai dat startul. Felicitări. Salut, am ajuns la Jola. Dacă dați o căutare pe Tasos după principalele atracții turistice din zonă, Jola va fi pe primul loc. Este o piscină naturală acolo, de unde se poate sări de sus până jos. Sunt aproximativ 10 metri. Problema este că exact cum a sărit prietenul meu mai devreme și a văzut acum filmarea, și o să găsi foarte mulți arici de mare, pentru că atunci când săriți de sus vă voi duce până jos. Și din păcate urmează să mergem la eroul care a sărit astăzi, primul, fără niciun preview. O să mergem la spital. O să mergem la spital. Trebuie să scoatem mai de vreo 30-40 de țepi de la ariciul de mare. Puțin s-au umflat. Așa că, ce pot să zic? Dacă sunteți tineri și sunteți dornici de o aventură, este drăguț pentru a sări. Altfel, dacă sunteți cu copii sau sunteți puțin mai în vârstă și nu aveți chef de spital, vă recomand să vă duceți într-o plajă mult mai liniștită. Așa că vă doresc în continuare concediu plăcut. Ionuț, după ce ai sărit, spune-ne și nouă care este cel mai nasol lucru care se poate întâmpla. Să cazi pe un arici. Și să ai plină talpa. Wow. Ha, ha, ha.
Am ajuns și pe Tripiti Beach. Această plajă este foarte apropiată de Limenaria și este o plajă foarte frumoasă cu nisip și pietre. Intrarea este destul de lină în apă. Două șezlonguri costă 5 euro și în spate avem un hotel, complex de hoteluri sau ceva, care au și un mega parc de agrement pentru copii și nu numai. Din punctul meu de vedere este un loc foarte frumos, mai ales că aveți și o peșteră unde puteți să mergeți. Iar undeva în spatele meu, fix aici la deal, este plajă de nudiști cu nudiști pe ea. Așa că pentru amatorii de senzații tari, cred că este o plajă destinată și copiilor, și familiilor, și tinerilor, și exhibiționiștilor. Iar acum am ajuns la Tripiti Cave, care este foarte aproape de plajă. Și practic are un mic golf cu ieșire la mare. Superb. Superbă locația. Voi ce părere aveți? Ați fost pe plaja asta? Spuneți-mi în comentarii ce alte plaje mai știți frumoase pentru a ajuta comunitatea să ajungă în cele mai frumoase locuri din Tasos. Concediu plăcut! Suntem în Limenaria și mergem la o tavernă foarte bună, gustoasă și din punctul nostru accesibilă. Din Limenaria, fix lângă port. Adică undeva în spatele nostru este portul din Limenaria. În fața se termină drumul, te urcă pe strada principală. Iar în ultimul sau antepenultimul restaurant sau tavernă din Limenaria este Costis. Din punctul meu de vedere, cum am zis și mai devreme, mâncare foarte, foarte bună, la un preț relativ destul de bun, servire foarte prietenoasă, este chiar pe patronul aici care te întâmpină tot timpul. Ce pot să zic? Vă recomand. O să vă arăt imediat cum arată și porțiile de mâncare și prețuri. Concediu plăcut și vă rog să-mi spuneți ce alte taverne mai găsim în Limenaria pentru a le încerca pe cele mai bune. Yasas. Yasas. Ideți, mena la parc, eu la parc. Acum ies dinăuntru de unde este bucătăria. Și din punctul meu de vedere este o tavernă tradițională grecească. Pe sus sunt tot felul de desene pictate, o atmosferă foarte plăcută și, cum v-am spus, poate nu arată cel mai modern, dar cu siguranță este tradițională. Patronul este un grec născut și crescut în Grecia, iar mâncarea este foarte, foarte gustoasă și, cum am spus și mai devreme, nu este deloc scump. Cum am ieșit din restaurant, am trecut prin a doua parte de restaurant, iar fix aici este restaurantul lângă apă. Thank you.
O porție de tzatziki este 4 euro. O supă de pui este 5,50 euro. O supă de pește este 6,50 euro. O salată este 4 euro și ceva, o salată de ceasca 7,50 euro. Calamar prăjit care servește cu cartofi natur și cu tzatziki 8,90 euro. Un souvlaki de pui 9 euro. Un burger este 9 euro. Iar un suc este 2 euro. O bere 2,80 euro, 3,20 euro, în funcție de ce vrea fiecare să comande. Iar un vin la sticlă este undeva între 11 și 16,50 euro cel mai scump. Iar cum se obișnuiește în Grecia, o dată cu nota de plată se aduce și un mic desert. În cazul nostru au servit baklavale. Și cum vă plimbați prin Limenaria, dacă vreți să vă răcoriți, vă recomand să vă opriți la Ice Cream Land. Aici au înghețată 5 cupe, nu sunt foarte mari, dar sunt măricele, 5 cupe la 2 euro și sunt foarte gustoase. Dacă mai găsiți alte locații asemănătoare cu înghețată bună, vă rog să îmi spuneți. Nu uitați, Ice Cream Land. Aici găsim 70 de sortimente de înghețată, toate diferite. Am fost și anul trecut aici și revenim cu mare plăcere în fiecare an, deoarece ele sunt foarte gustoase și, cum spune și afișul, avem înghețată foarte bună, cea mai bună. Chiar vă recomandăm, costă 2,05 euro, sortimente diferite.